Bună dimineața, zi de vineri, pentru cei mai mulți super relaxantă. Este ziua în care cumva m-a surprins. De ce? Pentru că venind înspre studio era cumva lejer față de alte zile. Sigur, tot într-o un fel de coloană am venit până la studio, dar era o altă aglomerație, mult mai mică, mai redusă, mai restrânsă aglomerația decât în alte zile din săptămână. Ceea ce cumva m-a surprins că, din punctul meu de vedere, ca zi lucrătoare ar trebui să fie la fel ca celelalte, sau nu? Sau vineri începe ziua de lucru un pic mai târziu? Poate oamenii se pregătesc de, cum să zic, o mini-vacanță, mai știi, lipești ziua de vineri de sâmbătă și de duminică și atunci îți iese o mini-vacanță. Poate unii ar vrea să vadă, de exemplu, diverse obiective de-astea turistice, tra-la-la. Bun, apropo de obiective turistice, Diana, colega noastră de la Departamentul de Știri, Diana Pahidian, ea vrea să ne povestească multe lucruri despre, sau, mă rog, câteva, cel puțin, acum îmi dau seama că nu știu dacă sunt multe sau nu, dar oricum o să vedem, despre Salina Turda. O să ziceți, bine, atât am aflat despre Salina Turda, niciodată nu o să fie suficient din punctul meu de vedere. E un obiectiv foarte frumos de vizitat, indiferent că sunt străini, da, din afara țării, că suntem noi din România, că suntem de aici, de lângă Turda, chiar, mă rog, din Transilvania. Eu cred că trebuie să facem din când în când câte o excursie pe acolo. Bine, e și sănătos, sunt multe chestii. Acum, dacă nu reușiți nici cum să ajungeți, puteți totuși să, cum să zic eu, să faceți excursia asta prin Salina Turda într-un mod virtual. Și în această idee, Diana a făcut un reportaj să vedem mai multe despre modalitatea asta virtuală de a vizita Salina Turda. Nu știu exact dacă este pregătită pentru a ne da aceste detalii, dar eu aștept cu nerăbdare și să aflăm detalii despre asta. Până una alta însă vreau să mă menționez astăzi alături de noi, apropo de sănătate, vom vorbi despre sport, dar despre o activitate sportivă ce poate fi făcută chiar și de către cei care, nu știu, sau față de care noi avem oarecare reținere că ar putea să facă sport de performanță, și anume cei care au diabet. Respectiv Cristina Petruț, care este psiholog al echipei Dia Euro, și Ciprian Palade, care de fapt a fost chiar cel mai bun jucător al campionatului Dia Euro 2014. El este jucător și în acest an și au câteva meciuri importante în această vară. Vom vorbi despre ele în scurt timp. Acum însă ne întoarcem la Salina Turda. Diana, bună dimineața! Bună dimineața, Irina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Serviciul de la Salina Turda poate fi util pentru cei care se află la mii de kilometri distanță și vor să viziteze obiectivul turistic din Cluj. Turul virtual poate fi accesat în secțiunea Street View a platformei Google Maps. Este prima intrare online în subteran a companiei americane în România. Acest serviciu este deja disponibil în 65 de țări din întreaga lume. Turul virtual poate fi accesat în secțiunea Street View al platformei Google Maps. Este prima intrare online în subteran a companiei americane în România. Acest serviciu este prezent deja în 65 de țări din întreaga lume. Imaginile au fost surprinse cu aparate speciale timp de 2 zile în luna mai. A fost extrem de plăcut. Feedback-ul pe care l-am primit de la colegi care au venit aici a fost un extrem de... Au fost fascinați la propriu de cum arată acest loc. Și trebuie să recunosc, așa cum am subliniat, că sunt prima dată aici, în mod cert, nu ultima dată, este extraordinar de frumos. Salina Turda a avut anul trecut aproape o jumătate de milion de vizitatori. Obiectivul turistic este cunoscut în întreaga lume și este considerat unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat. Mulțumim foarte mult, o propunere, zic eu, drăguță. În primul rând îi atragem pe cei care se află la mare depărtare cu filmulețul respectiv, mă rog, cu turul virtual respectiv, și apoi ei vor fi stârniți de curiozitate și vor parcurge miile de kilometri să ajungă să vadă obiectul acesta. Mă, sigur, poate părea ironic, dar chiar nu este. Sunt lucruri foarte faine și atractive pentru mulți. Unde mai vezi tu așa o salină cum este asta de la Turda? A? Unde? 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 Să vină aici oamenii și să petreacă o săptămână întreagă, să fie turismul în floare.
Și poate, cine știe, cu turismul ăsta care ar putea în mod miraculos să ne salveze, să zicem, economia, n-ar mai trebui oamenii să plece peste graniță și să lucreze acolo și să lase atâția golani aici în țară și, mă rog, atâtea... Păi, cum a fost cu Ioan Rus? Ce a zis el? A apărut el la o emisiune, la, cred că la Digi24 sau unde a apărut, și vorbea el acolo despre cum și-a dat drumul la gură, zice colegul Radu din regie. Așa este, mă. Și Moise Guran zice pe site-ul ăsta busyday.ro: Ioan Rusca, am grăbit la vorbă pentru un ardelean, mai ales pentru un om care nu prea face gesturi largi ca să nu fie penibil și mai ales să nu facă greșeli. Ei bine, acum nu știm exact dacă a fost o greșeală sau n-a fost o greșeală treaba asta, pentru că sunt foarte multe teorii cu privire la acest gest, la această vorbă pe care el a dat-o. I-a zis, domnule, când pleacă oamenii dincolo, acii rămân copiii golani și nevestele curve, cum ar veni. Adică, mă rog, cum ar veni, cum stau, că de fapt nu vin niciunde, stau acii. Asta este problema, rămân aici și se duce naibii totul. Bun. Acum, țara cumva este împărțită în două tabere. Prima tabără spune, băi, cum a putut să spună asta? Ce nesimțire! Ok, prima... Da? Și adică ceva de genul, ce, copilul meu e un golan, ce, nevasta mea e o curvă, etc. Bun. Cealaltă categorie, cealaltă jumătate, vine și spune, bă, hai puțin să analizăm lucrurile. Ok, a folosit niște cuvinte mai grele așa, dar aici intră și Moise Guran, care ne face puțin să analizăm o chestiune. Dacă nu zicea, de exemplu, copii golani, să zicem, și ziceam, copiii celor plecați la muncă în străinătate se îmbolnăvesc de dorul părinților, apoi își ascund sufletul după un scut emoțional care mai târziu se transformă în insensibilitate socială cu riscul de a deveni infractori nemiloși sau cine mai știe ce. Da? Deci, dacă spui altfel decât copil golan și, mă rog, deci, cred că oamenii nu ar fi reacționat așa. Bun, eu nu zic că susțin teoria lui Ioan Rus sau, mă rog, da, colegii insistă și cu privire la jumătatea cealaltă de vorbă, adică cum să spunem de nevestele care tu covie... Nu, deci nu. Colegii mă tot provoacă, până la urmă o să accept un pic provocare. Deci cum să traducem treaba asta? Păi, deci bărbatul pleacă în străinătate, femeia rămâne acasă, încărcată de toate greutățile vieții. Sigur că la un moment dat cedează și atunci când cineva vine să-i acorde un sprijin pentru a putea merge în continuare pe acest drum plin de greutăți, ea poate să cadă pradă acestei atenții deosebite pe care o primește de la cel care e în imediata apropiere, de exemplu. Na, bun, sau, mă rog, nu contează, că poate la fel se întâmplă și invers. Că zicea colega Bianca, zice, bine că se întâmplă asta numai dacă pleacă bărbații. Nu, ok, hai să luăm invers. Pleacă femeile să lucreze în sănătate, pentru că și femeile își găsesc destul de ușor să lucreze în străinătate. Bun, și rămân acasă bărbații. Ei, hai să fim serioși, că acum toți bărbații care rămân singuri acasă or fi și ei fideli, dacă e să o luăm și să o zicem așa. Mă, nu știu, sunt, nu sunt, dar dacă e să analizăm teoretic, da? Înseamnă că același risc pe care l-ar avea, să zicem, femeile să calce pe din lături, că rămân singuri acasă, la fel se întâmplă și când femeile sunt plecate și bărbații rămân acasă și ei. Au risc să devină niște, cum le zice la ăștia care înșeală? Cum le zice? Infideli. Nu? Deci, lucrurile pot fi la fel de simplu analizate, doar că, știi, sună altfel. Deci dacă zici, nevasta-i curvă și dacă zici, bărbatul e infidel, na, care e mai cu greutate? Păi sigur că prima variantă. Bun, trecând peste asta, Moise Guran ne îndemna cumva să vedem, de fapt, ce ne-a deranjat mai tare la toată povestea asta. Nu e în conformitate cu realitatea? Nu au fost atât de multe situații care au fost de altfel și prezentate în diverse reportaje, indiferent că vorbim la TV, la radio, în presa scrisă, etc., că părinții care au plecat în străinătate au lăsat copii aproape de izbeliște acasă, că le-au lăsat cu bunicii, cât au putut bunicii să-i țină în frâu, că i-au lăsat singuri.
că au considerat că sunt suficienți de mărișor dacă tocmai și-au făcut buletin și atunci se pot gospodări singuri. Adică și asta este o realitate. Spus într-adevăr urât. Deci eu cred că dacă Ioan Rus și-ar fi ales altfel cuvintele, lucrurile n-ar fi ajuns aici. Și chiar pe site-ul ăsta Busy Day, undeva, unde ziceam? Da. Și zice așa, Moise Guran. Sunt gata să bag mâna în foc că după construcția cu nevasta curvă și copiii golani, n-a mai recepționat nimeni nimic. S-au întunecat privirile și poate o parte a telespectatorilor și-a aruncat televizorul prin geamuri. Deci dacă nu ar fi fost această exprimare, poate că oamenii ar fi putut să analizeze firul logic al argumentării fostului ministru, că el și-a dat demisia și acum, mă rog, se caută ministru. Deci dacă știți pe cineva care vrea să fie ministru, să faceți o propunere că s-ar putea să se rezolve povestea. E complicat, după părerea mea, nu știu dacă putem să dăm, sau putem să facem. Ia să facem un sondaj. Radu, colegul Radu e director de imagine, ești de acord cu ceea ce a spus Ioan Rus? Ești de acord cu... Când unul dintre parteneri pleacă, da, riscul este foarte mare ca partenerul care rămâne acasă să... ca familia să se destrame, scuză-mă. Și cu copiii golani, ești de acord? Cu copiii golani, nu prea este de acord. Nu, deci chestia cu golanii nu. Colegul Toma, ești de acord cu ce a spus fostul ministru Rus în legătură cu nevestele și cu copiii? În mare parte este de acord. Deci, bun, hai să trecem un pic în regie. Facem un sondaj așa, pe voi vă aștept pe pagina de Facebook Bună dimineața Transilvania și să spuneți și acolo opinia. Ei sunt colegii mai la îndemână, cumva să le luăm opinia și mai simplu. Colegul Radu de la regie. Numai asta te ține în țară, drag coleg Radu, ca să nu cumva nevasta ta să... Am înțeles. Deci este total de acord, la fel și colegul Radu, cu ceea ce a spus ministru. Ai spus-o ironic, Radu, să ne lămurim exact. Doamne, ferește, bun. Colegul Mișu de la Sunet, ce părere ai tu despre ce a spus Ioan Rus? Colegul de la Sunet? 50-50, adică într-un fel dai dreptate omului, pe de altă parte nu îți place modul în care a spus... nu ți-a plăcut limbajul, am înțeles. Colega Bianca, producător, este de acord cu... mă rog, e de acord. Din păcate este de acord cu ceea ce a spus ministrul, fostul ministru Ioan Rus. Ce? Bun, și colegul de la MGS, Florin. Dar mai repede, mă, hai, mișcați-vă că e trezire. Și el jumate-jumate. Bun, deci, din câte înțeleg așa o primă sondare a opiniei, nu neapărat că ceea ce a spus ministrul Ioan Rus e departe de realitate, dar modul în care a spus-o e absolut deranjant și poate că niște nuanțe aici ar fi fost binevenite. Pe de altă parte mai zic și eu încă un lucru. Băi, dacă vine, nu știu, Gheorghe de la, ce știu, colțul străzii și dă acolo cu tot felul de, știi, tot felul de cuvinte de astea care îți vin așa ușor la... semibeție, ai înțelege. Omul, ce să zici, e și el de la colțul străzii, habar n-are el de literatură de asta, mă rog, frumoasă. Ok, dar vine un ministru de la care ai niște pretenții. Dincolo de faptul că e un ministru de la care avem pretenții așa, cum să zic eu, de prin prisma funcției, ne mai gândim că Ioan Rus în principiu nu a demonstrat că ar fi un om necitit. Din punctul meu de vedere, acum poate greșesc, habana. Atunci, evident că așteptările ar fi fost altele. Și nu-mi dau seama dacă nu cumva treaba asta a fost chiar gândită. Chiar gândit. Bă, hai să fac eu o chestie și să mă car de aici, domnule. De altfel, în revista presă o să vedem că undeva am găsit o teorie din asta. Și o să detaliem un pic acolo. Hai până una alta să vedem ce temperaturi ne așteaptă astăzi. La Cluj-Napoca, posibile furtuni cu descărcări electrice. Temperaturile astăzi cel mai mult pot fi de 27 de grade Celsius. Cerul va fi senin în mare parte a zilei, vântul va sufla slab, iar în intervalul 16-19 cerul va fi în oraș și sunt așteptate chiar furtuni. Deci după ora 4, furtuni, încercați să nu vă faceți planuri pentru
a merge de aici colo, pentru că vine furtuna. Dacă e musai să mergeți, indiferent că vine furtuna sau nu, cred că tot o să vă porniți. În cursul nopții, de asemenea, sunt așteptate furtuni. În județul Cluj, deci dincolo de Cluj-Napoca, temperaturile pot urca până la 28 de grade Celsius. În general, cerul va fi senin, atâta timp cât nu e furtună, normal. Weekendul va duce temperaturi de 30 de grade, cerul senin va fi în majoritatea zilei. Sâmbătă cel va fi parțial noros în jurul amiezii doar. Spre seară s-ar putea să vină ploi pe aici pe acolo, iar duminică se anunță ploi pe toată durata zilei. Da. Transilvania. În Transilvania vremea va fi în general frumoasă, maximele vor ajunge la 28 de grade Celsius, fenomenele instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse în cursul după amiezii, după cum arată prognoza meteo pentru ziua de azi. Pșt! Mergem mai departe cu titlurile din presă. Hai să luăm monitorul de weekend, că e cu rus pe prima pagină și cumva e interesant subiectul ăsta. Eu cu banii ăștia, deci se vorbea despre o sumă de 1500 de euro, așa ca medie, să zicem, pentru cei care lucrează în afară, 1500 de euro. De banii ăștia copiii se fac golani acasă, iar nevasta curvă. Bine, mă. Ok, 1500, nu-mi dau seama, pentru foarte mulți sunt niște bani... suficient cât să trăiești normal și decent. Bine, pentru șmecherii ăștia care sunt prin conducere, evident că sunt niște mizilicuri, adică ce faci cu 1000? Păi era șmecherul ăla al care a zis că e pentru 5.000 de euro, el nu se trezește, domnule, nu se ridică din pat. Ce să mai zici de 1500, că e un fel de bacșiș. Politicianul clujean este celebru pentru limba slobodă, uneori jicnind, alteori uimind. Bun, și în paginile, stai puțin, socialdemocratul Ion Rus a gafat din nou, iar gafa l-a costat de data aceasta demisia de la Ministerul Transporturilor. Gafa politicianului clujean nu este nici prima, nici cea mai gravă. Ok, în paginile 6-7, stai puțin să mergem în 6-7, aici. Deci, primul paragraf. Ioan Rus este cunoscut pentru scăparea în spațiul public a unor cuvinte, uneori mai colorate, alte ori la limita dintre jignire și cinism. Sunt de notorietate declarațiile berea este pentru căruțaș, care l-a costat pe Rus fotoliul de primar al Clujului. Alegătorii care aici asta cu berea e pentru căruțaș, cred că era la un moment dat cu țintă către Boc, nu? Parcă participase la și evenime și băuzem, ceva de genul ăsta, bun. După aceea, alegătorii care și-au uitat creierul pe noptieră pentru că nu l-au votat. Au mers și nu mai știu cu cine, cred că tot cu Boc, are el o treabă cu Boc. Atunci ieșise Boc, cred că cu majoritate, și atunci Ioan Rus s-a enervat și a zis, bine, mă, ăștia fără creier l-au votat pe Boc. Ba. Ok, pentru că, așa, apelativul prostănac de la mama lui, adresat lui Alin Tișe, sau eu nu vreau să-mi petrec bătrânețile în pușcărie, da, de asemenea, la primarul ungur i-am dat, e vorba de microbuzul școlar, nu ce v-ați gândi când au zis că i-am dat, cu probleme la sistemul, deci la primarul ungur i-am dat cu probleme la sistemul de frânare. Da, ok. Joi l-a luat din nou gura pe dinainte și i-a numit pe copiii românilor care muncesc în sănătate golani, iar pe soțiile lor curve. România are 3 milioane de oameni, să zicem, din forța activă în acest moment în Occident, dintre care vreun milion sunt fierari, betoniști, fierari și așa mai departe. Bine, aici iarăși o mică paranteză, nu înțeleg, și e rău că oamenii ăștia sunt înțelegate și sunt fierari, betoniști, sau e o meserie rușinoasă, sau care e problema? Eu, bă, eu iarăși mai, o altă paranteză la paranteză, eu nu înțeleg ce cu chestia asta, mă vii și zici despre ce știu ce meserie, că parcă ar fi... Cum să zic, o jignire a jignirilor. Păi ce, mă, n-avem nevoie de fierari betoniști, n-avem nevoie de femei de serviciu sau oameni care să spele geamurile sau, eu știu, chestii de-astea. Ok, că nu le face toată lumea, că nu le place, într-adevăr, nu e o meserie de care să te îndrăgostești, dar sunt necesare. Păi pentru aia nu trebuie frate, sau gunoieri. De ce trebuie să vorbești despre gunoieri ca și cum ar fi niște, cum să zic, niște, nici nu știu cum să le zic. Cum să le zici? Păi, gunoierii trebuie să vină să-ți ia gunoiul din fața casei, că altfel ți se împute acolo și o să stai într-o cocină. Normal că avem nevoie și de gunoieri și de ăștia, ferari betonii și de oameni care au grijă de bătrâni când tu nu mai ai timp de bătrânii tăi. P-
păi, și de căruțaș, mă, nu, de căruțaș chiar mai avem nevoie de căruțaș, serios? Zice că și de căruțaș, mă, și de căruțaș mai avem nevoie în contextul în care nu toată lumea poate să se automatizeze, hop, hop, și se mai păstrează tradițiile, mai mergi cu cal, văd, de exemplu, în Florești, ieri dimineață eu mergeam cu mașina, știi, tic, 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 să intru în sensul giratoriu, mă, nu știu, mă. Deci pe șosea, că e de dreptul e șosea, șosea pe trotuar. Pe trotuar, cine credeți că mergea înspre stația de autobuz? Bănuiesc că înspre stația de autobuz, mă rog, era în direcția aia. Deci erau niște oameni care păreau să meargă la serviciu în Cluj sau pe undeva unde aveau nevoie de autobuz și mai era de asemenea un grup așa de vreo 3 oameni care mergeau cu un cal de căpăstru, știi? Deci calul mergea pe trotuar, civilizat, mă! Dar mergea calul, știi? Acum, căruța probabil că aștepta undeva într-o stație, da? Deci avem nevoie și de căruță. Dar asta cu căruța și, mă rog, nu intră în firul logicii pe care l-am exprimat mai devreme. Da, și stai puțin, că mai era... A, da, am zis. Deci asta era treaba cu Ioan Rus, care face tot felul de chestii de-astea. Unde, era undeva, mă, un paragraf, master planul... Era undeva o chestie cum că... De fapt, el a făcut treaba asta intenționat. Așa, uite aici. Rus a comis-o intenționat în Monitorul de Cluj. Imediat după demisia lui Ioan Rus, jurnaliștii au început să speculeze că declarațiile sale au fost făcute intenționat. Dar dacă Rus a comis-o intenționat ca să-și dea demisia, este un citat, continui citatul, că pare că se strânge lațul pe la PSD, scrie jurnalista Mediafax Adina Oșan pe Facebook. Bun. Nu cred că declarația făcută a fost un accident și mai degrabă o declarație făcută cu premeditare în scopul de a ieși din guvernul Victor Ponta. S-a cerut dat afară din guvern. Domnul Ioan Rus nu vrea să stea alături de Mitrea Vâlcov Udrea Cocoș și de aceea a provocat, în opinia mea, această demisie, din frică de pușcărie sau, mai corect spus, dintr-o prețuire maximală a libertății, a spus jurnalistul Radu Soviani. Deci sunt și astfel de opinii. Bă, așa după cum par lucrurile, mai caș crede teoria asta așa, știi, conspiraționistă. Pe de altă parte, da, poate să fie interpretarea asta că omul pur și simplu a zis, bă, ce a gândit, bă, ce tot atâta ne ascundem după cuvinte frumoase. Mie că suntem șef și, mă rog, reprezentant și oameni pe acolo cu funcții de conducere și care, dacă tot am citit ceva, am putea să ne găsim niște cuvinte mai frumoase pentru a exprima aceeași idee. Da, unii ar spune că asta este o ipocrizie, domnule, trebuie să... Nu știu ce să zic, dacă totuși limba română ne dă atâtea cuvinte, de ce să nu le folosim, mă? De ce să nu utilizăm complexitatea asta frumoasă a limbii noastre? Asta nu înțeleg. Bă, e neînțelegerea mea, probabil. Tot în Monitorul, nicio soluție pentru centrul de deșeuri. Vizita reprezentanților Comisiei Europene pe amplasamentul viitorului centru de deșeuri nu a adus soluții concrete, ci doar promisiuni din partea echipei de implementare a proiectului că vom face, vom încerca, vom identifica, etc., etc. Da, Brumel, MCV vei fi ridicat când vor fi îndepliniți indicatorii. Deci, asta cu... Mecanismul de cooperare și verificare nu va fi necesar pentru România, a declarat ambasadorul Marii Britanii, precizând că până acum nu s-a ajuns la această situație, prea complicat pentru vineri la asta. Thomas Wright, iubesc această echipă și am încredere în ea. Echipa națională de handbal feminină a României pregătește ultimele detalii pentru meciul retur de la sala polivalentă de sâmbătă. În rest, cu febra Champions League, avem articol aici dacă vrem să citim. Turda Oradea în barajul Ligii a treia pentru ce? Pentru, nu știu pentru ce, mă rog, pentru fotbal, cred că, habar, nu știu, e plin de fotbal, numai fotbal există pe planeta asta. Ce să de clujeni au cerut demisia lui, da mă, fii atent. Deci ieri am avut un scurt așa interviu cu ăsta, cu viceprimarul Clujului, cu Gheorghe Șurbaru. Și anunța el joi dimineața, ieri dimineață, că am autorizat un protest spontan în Piața Unirii și Bulevardul Eroilor și tot traseul pentru intervalul 19-21. Zic, bă, prieten, dacă e programat, cum să fie spontan? Da, a fost foarte simpatic așa, deci s-a încetățenit, să zic în felul ăsta, expresia de protest spontan pentru ora cu tare. Deci, adică, în mod spontan, la ora 19 se vor întâlni oameni, sau s-au întâlnit oamenii acolo. Da, și 500 de clujeni, apoi unii spun 500, unii spun 1000, mă rog. Deci s-au strâns ceva clujeni pe acolo și au început să facă mișto. A fost și o distracție mare cu o păpușă din asta, cum îi zice, o...
cum îi zice, Mickey Mouse, dar cum îi zice, jucăria asta, o jucărie de pluș, da, de forma lui Mickey Mouse, pentru că știm, așa, în popor se face legătura între Mickey Mouse și Victor Ponta, mă rog. Ok, în afară de asta, putem să luăm mesagerul, în afară de monitorul de Cluj, luăm mesagerul de Sibiu, neajunsurile codului Silvic. Intrarea în vigoare a noului cod Silvic continuă să stârnească controverse. Silvicultorii, cei mai în măsură să-și spună părerea, se plâng că nu au fost ascultați îndeajuns. Pentru a avea o imagine cât mai clară, am luat legătura și cu direcția Silvică Sibiu, scrie mesagerul de Sibiu. Însă responsabilii instituției au preferat să nu facă niciun comentariu până la apariția legii în monitorul oficial. Bun, deci fii atent aici. Ăștia, nenii ăștia de la silvicultură, ei se plâng, doamne, nu ne consultă ăștia, mă, niște măgar, mă, că nu ne consultă. Bun, asta e traducerea așa, libertină. Ok. Vin ăștia din presă. Știi, zic, bă, hai că noi vă ascultăm. Deci vrem să vedem opinia voastră. Și ce zic ăștia de la silvicultură acum? A, păi nu, până nu apare legea în monitor, noi nu putem să comentăm. Ei, frate, hotărâți-vă. Mai și, după părerea mea, oamenii ăștia care sunt direct implicați în povestea asta cu, cum să zic eu, pădurile, cu legile, cu silvicultura, cu toate astea, ar trebui să fie într-adevăr consultați. Dar, știi, uneori mi-e și greu, că sunt atâtea speculații cu privire la oamenii care sunt direct responsabili de, hai să zic, apărarea pădurilor. Ăștia, tocmai ăștia sunt implicați în tot fel de infracțiuni, încât nici nu mai știi sigur dacă ar fi bine sau nu ar fi bine. Ar trebui să iei după chestii cumva logice și teoretice și să îi lași deoparte pe ăștia care sunt, mă rog, cu acțiunea în desfășurare în domeniul pădurilor. Cosmina este cumva la telefon. Cosmina Fernoagă, bună dimineața, Cosmina. Bună dimineața, te salut și pe tine și pe ascultătorii voștri în această dimineață. Ce putem să citim astăzi pe Actual? Sunt foarte multe lucruri pe care le puteți citi pe actualdecluj.ro. Cum spuneai și tu, marea dezbatere se învârte în jurul demisiei lui Ioan Rus. Apreciem și noi că există această posibilitate ca el să fi făcut în mod voit acele declarații, nici nu știu cum să le numesc, nefaste, pentru că, ok, una e să folosești tot felul de cuvinte, nu din vasta limbă română, cum bine spui tu, și alta e să aplici niște jignire așa, fără sens și fără rost, aș spune eu, pentru că sunt foarte mulți oameni care, normal, trăiesc și s-au dus în diaspora și nu s-au dus de drag și probabil că se confruntă cu destule greutăți. De asta subliniez și de asta probabil mulți alți utilizatori, știu eu, de rețele de socializare au insistat și au ținut să sublinieze că probabil a făcut asta în mod voit. Nu neapărat pentru a se cere afară din guvern, ci uite, mai e și ipoteza asta de a se cere cu un scop afară din guvern, în sensul în care știi foarte bine și știți foarte bine că nu cu mult... Nu cu multe zile înainte, nu a fost atâta tamtam în jurul cererii demisiei lui Victor Ponta și atunci strategii poate că s-au gândit cum să aplaneze acest conflict care îl viza pe premier și au spus dacă domnul Rus poate tot nu se mai vrea în guvern, ar fi bine, ar fi poate cel mai bine să facă aceste declarații și astfel cumva să abată atenția dintr-un loc în celălalt, adică asupra lui să atragă, nu, toată ura și toată nebunia asta care s-a creat în ultimele zile în ceea ce privea pe Ponta și pe domnului Rus. Și dacă ne uităm la cum s-au derulat, zic eu, protestul la Cluj-Napoca, parcă a fost destul de liniștit așa, nu știu. Eu am fost acolo și parcă n-a fost linia așa de înfierbântată precum a fost în alte dăți, când știm că tot așa s-a scandat împotriva guvernului Ponta. A fost un protest mai pașnic, cum ar veni. A fost așa mai pașnic, mai blând, oamenii erau destul de, nu erau așa tensionați. Poate dacă n-ar fi fost toată două zile, n-am fi avut toată ziua pe televiziuni cum trebuie să-și dea demisia domnului Rus și la final chiar și-a dat-o, poate că era un pic mai încercuntată, dar așa sunt și astea niște strategii, nu vreau să speculez, nici nu vreau să... Ideea e că toate lucrurile acestea s-au produs. Pe de altă parte, dacă e să mă raportez și la ce spui, până și prima oară când domnul Rus o comite și putea să o facă, cum bine spui, din
pură întâmplare, pentru că așa i-a ieșit. El a mai comis-o și cu alte ocazii, una celebră din zicalele domniei sale e aceea, că berea o beau doar căruțașii. Am să păstrez. Da, știi, Cosmina, chiar apropo de asta cu berea, știi că au făcut parlamentarii un amendament la legea aia cu reducerea TVA-ului la alimente și au inclus berea la draft. Bine, după părerea mea, berea toată e bere, dar mă rog, ei au zis că berea la draft poate fi inclusă în sectorul alimentelor care se beneficieze de reducerea aceea de TVA de la 24 la 9%, pentru că se consumă foarte mult. Românii sunt mari băutori de bere. Știi, și atunci zici mai departe, păi, înseamnă că în opinia fostului ministru, toți românii sunt niște căruțași. Păi, drept. Da, e și foarte prost și consideră că a fost o... nici măcar o prostie, nici măcar o brusolănie, nu pot să zici, pur și simplu o prostie, pentru că, într-adevăr, românii beau bere și nu doar românii. Berea e consumată, toată lumea știe, la scară largă, cred că și directorii de bănci și mari intelectuali beau cu plăcere o bere, nu? Mi se pare așa o prostie să subliniez o asemenea. Dar, în sfârșit, a fost reacția lui și a asumat-o și a rămas cu asta niciodată, pe lângă de multe altele. Nu e surprinzător că și-a asumat-o, pentru că ai văzut de atâtea ori... ăștia care sunt poziționați în tot felul de funcții, zic tot felul de bălării și apoi, cum știe vorba aia, în popor li se rupe. Ce interesează, mă? Au zis, s-au gândit ce trebuie să-și dea demisia pentru treaba asta. Și totuși Rus imediat a demisionat. Adică cred că și de aici au fost suspiciunile astea, îndoielile astea că de fapt a fost foarte spontan. A făcut în mod voit, da. Sau spontan, nu știu ce să spun, nu știu ce să cred, cu siguranță ne vom da seama dacă are sau nu are o strategie în spate, dacă are sau nu un plan. Lăsând la o parte speculațiile, până la urmă trebuie să avem în vedere și să ne uităm și la ce a făcut domnul Rus la minister, poate că la autostradă n-a lucrat prea mult, în schimb a tot promovat acel master plan care în final nouă nu ne-a parvenit și nici nu am văzut ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost sau n-a fost aprobat în final și acceptat de reprezentanții Comisiei Europene. Pe de altă parte, înțeleg că cel puțin căile ferate române au ajuns pe profit, bine, cu, știm și noi, cu destul de compromis mare ar fi acela că au fost date afară foarte mulți oameni, peste 2000 de oameni, 2300, cap acum exact cifra. Ideea e că foarte mulți oameni de la CFR au fost îndepărtați, dar acum cifrele arată bine și măcar CFR Mart sau CFR Călători înțeleg că în 2014 au ieșit. Păi nu știu, despre CFR-uri aș putea să mai vorbesc, cred că încă vreo două ceasuri neîntrerupt. Dar, da. Cosmina, tot în Actual de Cluj aveți un articol privitor la faptul că, pentru că săptămâna aceasta a fost săptămâna în care în sfârșit Consiliul Județean a primit, cu ghilimele de rigoare, un președinte și am înțeles că domnul Vușcan se gândește să atace această hotărâre prin care Seplecan a fost ales președinte. Păi da, și eu am fost așa foarte surprinsă fiind acolo la ședința de Consiliu Județean cât de repede și cât de cumin stăteau social-democrații asistând la toată nebunia aceea de a-l impune pur și simplu pe Seplecan fără să comenteze. Se știe că acest băiat nu prea are nicio legătură cu... Se știe, nu o spun eu, se știe, e un lucru cert și l-asumă chiar și el că nu prea are nicio treabă nici cu partea de administrație publică, nici cu cartea, nici cu altele. Dar el subliniază că știe să facă politică, acum nu știu de ce un adres o excludă pe cealaltă. În sfârșit, e alegerea lui, insistă foarte mult să fie președinte, a ajuns acolo în discuția legii care... s-a adoptat unul de mult și care spune că președinții de Consiliu Județean trebuie aleși în cadrul Consiliilor Județene și nu de către electorat. Având în vedere că postul era vacant, liberalii și-au arogat acest drept de a-și impune președintele foarte bine, să-și impună. Problema este că s-au grăbit și... Adică ți se pare suspect că lucrurile au mers prea unțe, cum ar veni? Da, era firesc să nu se pară suspect, pentru că nu prea au protestat nici acolo și în PNL, se știe foarte bine, sunt de tabere, dispute,
faptul că tabăra senatorului Alin Ghișe a acceptat până la urmă acest compromis, mi s-a părut din capul locului puțin suspect. În sfârșit, ei, nu tot poștii pedeliști, că ei au fost pedeliști în PDL, să știe acest lucru, au spus de la bun început că respectă protocolul cu PNL și că acceptă propunerea lor aceea de a numi pe Mihai Ciprecan în funcția Consiliului Județean. Pe de altă parte, mi-e greu să cred că dintre oamenii aceștia avem foarte mulți juriști și mi-e greu să cred că dintre ei niciunul s-a sesizat că se încalcă procedura administrativă, adică în final nu poți chiar așa să treci peste orice regulă și să nu dai seama că poate greșești. Eu cred că toți au știut, sau măcar câțiva dintre ei ar trebui să știe că, în mod normal, dacă acest domn se afla deja pe o funcție, n-avea cum în aceeași ședință să intre de pe o funcție pe altă funcție, având în vedere că vorbim de două acte administrative diferite, care ar trebui să-și urmeze cursul firesc, adică să fie înregistrate fiecare dintre ele și de-abia apoi să producă efecte. Da. Mulțumim și foarte mult, Cosmina. Și prefectul va putea să atace hotărârea, da. Și dacă se va întâmpla acest lucru, cu siguranță se suspendă de drept aceste inițiative și ajunge la starea inițială, adică domnul Vaca Rișvan va fi președinte. N-ar fi pentru prima oară când prefectul atacă, deci ne putem aștepta desigur la ar fi chiar obligat să facă asta, în vedere că într-adevăr s-a încălcat procedura administrativă. Vom vedea ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult, Cosmina. Actual de Cluj, iată, două subiecte, însă se găsesc mult mai multe pe site, dacă intrați să vedeți. Oricum, povestea asta, deci, cu Consiliul Județean Cluj, parcă nu se mai termină odată, așa ca un fel de telenovel care nu își mai vede sfârșitul, adică oamenii aceia mai au timp să mai facă ceva pentru județul ăsta sau nu mai se gândesc cum să se tot întâlnească în ședințe, să-l dea jos pe ăla, să-l pună pe ălalt, acum ne înțelegem, după aceea iarăși ne certăm. Ziarul de Mureș, foarte pe scurt, eficientizarea producției la Azo Mureș. Mă rog, este un săptămânal al județului Mureș, apare chiar în zi de vinere, astăzi e una dintre zilele în care apare. Ce dorințe au secuii și popularii maghiari? Asta găsim în pagina 12 și 13. Unirea, ziar din Alba Iulia. Alba Iulia, singurul oraș din România care a contribuit prin datele furnizate. Mă rog, furnizate la construirea noii agende urbane a Uniunii Europene. Bine. Ziua de Cluj, Clujul pierde ultimul ministru, este subiectul pe care l-am tot discutat astăzi. Pe prima pagină, în Făclia, iată, avem... Băi, da, stai puțin, și nu zice nimic? Acolo sus, acolo în colț, după cum vedeți, în colț, acolo scrie că premierul Victor Ponte a acceptat demisia lui Ioan Rusă. Ce... cum era să faci. Și pe centru, după cum vedem, așa, poza lui Șerban Rădulescu, fostul lider PC Cluj, Șerban Rădulescu, membru fondator al unei și unul dintre liderii partidului Puterii Umaniste. Păi și ce, ăsta e un fel de articol dedicat lui? Sau? Mă rog. Bine. Informația Harghitei. Festivalul de muzică veche a primit marca Europe for Festivals, Festivals for Europe. Mă rog. Ok, Acta Carpatica, o publicație care îi prevedem un destin cultural de excepție impresionant, ok. Trei persoane din Gheorgheni cercetate pentru evaziune fiscală de aproximativ 1 milion de euro. Să vedem și rezultatele după cercetările astea. Și mai luăm jurnal Bihorean la judecata orădenilor. După două luni lungi de campanie, orădenii vor avea duminică ultimul cuvânt privind propunerea fuziunii Oradea-San Martin. Aștept săptămâna viitoare să vedem ce putem comenta cu privire la urmările acestui referendum. Mesagerul de Bistrița Năsăud, bloc MOV și stele verzi. Doi muncitori care zograveau o parte din blocul MOV de pe strada Crinilor au căzut cu tot cu schelă. Miercuri după masă, doi bărbați care lucrau la firma care se ocupă de reabilitarea termică a blocurilor de pe strada Crinilor s-a prăbușit cu schela de pe care lucrau. Din fericire, cei doi care aveau vârstă cuprinsă între 30 și 40 de ani se află în afara oricărui pericol. Bun, și ediția de Arieș a Monitorului. Salina Turda în Galeria Mondială a 3D a Google, despre care ne-a vorbit și Diana mai devreme. Putem să citim despre cel mai mare forum economic din zonă care s-a desfășurat la Câmpia Turzii. Sau să avem așa o previziune a agendei zilelor municipiului Turda, se vor desfășura la sfârșit de lună august. Cam atât.
Lucrurile sunt așezate frumos pe tapetul titlurilor de presă. În clipele următoare, haideți să vedem ce găsim pe stele, nu verzi. Începem cu Berbec. Ziua începe hotărât. Sunteți hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă cu ocazia asta să și impună punctul de vedere. Deci vedeți cum gestionați și banii și punctul de vedere. Taur, puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Dimineața vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați văzut de foarte multă vreme. Gemeni, s-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Vă sfătuim să rezolvați această problemă cu blândețe. Așa, Rac, s-ar putea să fiți confuz din cauza problemelor sentimentale, dar important este să nu vă încăpățânați, să vă rezolvați singur toate problemele. Leu, puteți avea succes astăzi la studii sau la diverse colaborări pe care le puteți avea în tranzacții financiare de asemenea. Toate pot aduce câștiguri importante. De la leu trecem la fecioară. Dimineață, nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută. Riscați să declanșați o ceartă cu partenerul de viață sau cu o persoană mai în vârstă din familie, așa că trebuie să vă păstrați calmul. Balanță, în prima parte a zilei aveți de alergat în stânga și în dreapta, sunteți cam indispus astăzi și aveți tendința de a exagera, așa că nu fiți încăpățânat, fiți mai relaxat. Scorpion, începeți ziua plin de energie și entuziasm, aveți grijă însă să nu depășiți anumite limite, să nu provocați discuții în contradictoriu, mai ales cu colegii. Săgetător, aveți ocazia să obțineți cu ușurință câștiguri. Mai mărunte e drept, dar mai multe. Important este să fiți prudenți și să evitați astăzi speculațiile, să mergeți mai la sigur. Capricorn, vă puteți ocupa astăzi de probleme financiare, aveți șanse să redresați bugetul familiei. Vărsător, sunt multe de rezolvat astăzi, așa că sfatul astrologilor este să vă stabiliți clar prioritățile, pentru că dimineața sunteți nevoiți să faceți niște cheltuieli neprevăzute, dar necesare. Pești, este o zi bună pentru a vă pune în practică planurile de afaceri. Puteți să progresați considerabil din punct de vedere financiar. eAstrolog.ro ne-a oferit horoscopul în această dimineață. În clipele următoare, haideți să vedem de-a lungul timpului ce s-a întâmplat în 12 iunie. În 12 iunie 1839 a avut loc primul meci de baseball. S-a întâmplat în America, de altfel și acum baseballul este foarte apreciat în Statele Unite. În 1934, tot în 12 iunie, a fost inaugurată prima trecere de pietoni. Se întâmpla la Londra. În anul 1993 a fost elaborată Carta Albă a Sistemului de Asistență Socială din România. Iar în 96, pedepsele agravante pentru ziariști prevăzute în articolele codului penal la insultă și calomnie au fost eliminate prin vot de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Mai spunem că în 12 iunie 2002, Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat demisia episcopului american de Lexington din Kentucky, monseniorul Kendrick Williams, acuzat de pedofilie. Și tot în 2002, guvernul moldovean a interzis utilizarea formulei limba și literatura română în documentele oficiale, motivând că în Constituție limba de stat este limba moldovenească. Despre asta poate o să povestim într-o altă ediție mai pe larg, pentru că eu cred că sunt multe lucruri de zis, dar în clipele următoare aș vrea să vorbim mai pe larg despre Dia Euro 2015 chiar. De mine în platou în acest moment se află Cristina Petrus, care este psiholog chiar al echipei Dia Euro. Bună dimineața! Bună dimineața! Și de asemenea Ciprian Palade, de altfel cel mai bun jucător al campionatului Dia Euro 2014, da, nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbeam și luna trecută despre faptul că se pot obține performanțe și din partea celor care, mă rog, trebuie să acorde mai multă atenție sănătății poate decât acordă altcineva. De ce? Pentru că
persoanele care au diabet pot să facă orice își doresc, atâta timp cât au un pic de grijă. Cred că ăsta este, de fapt, mesajul pe care inclusiv acest campionat ce se desfășoară de câțiva ani încoace vrea să-l transmită, nu, Cristina? Așa este. Acesta este mesajul principal pe care vrem să-l transmitem, că în ciuda faptului de a avea diabet, putem să facem aceleași lucruri ca și persoanele care n-au diabet. Sau mai mult decât atât, asta ne motivează să fim mai buni în orice situație. Și cu atât mai mult în activitatea sportivă, pentru că există foarte multe mituri legate de am diabete și nu pot să fac sport de performanță. Ori acest lucru nu este adevărat, pot să facă și dovada sunt exact băieții care au reușit o performanță incredibilă. Ciprian, da. Tu de cât timp faci sport? De la 10 ani. De la 10 ani. Și afecțiunea asta de diabet de când ai? Afecțiunea o am de 8 ani. De 8 ani. Bun, deci tu ai început să faci sport și la un moment dat ți-ai dat seama că, băi, uite, a intervenit ceva. Da. Te-a speriat atunci gândul ăsta? M-a speriat foarte tare, n-am mai făcut sport vreo 3 luni de zile. Am fost foarte speriat, n-am știut cum reacționează diabetul la sport. Până n-am citit absolut nimic, până mi-a luat inima în dinți și am zis, hai să încerc să vedem cum e. Mai cu atenție am reușit. Da, bănuiesc că ai mers totuși să stai de vorbă cu persoane care să ți explice mai clar ce poți să faci, ce nu poți să faci. Nu am stat de vorbă decât cu medicul. N-am cunoscut pe nimeni atunci persoane cu diabet sau colegi, cum știu acum. Aveam de câteva luni și singur mi-am dat seama cum reacționez la efort. E o diferență, având în vedere că 2 ani de zile, da, ai practicat sport fără să ai diabet, după care ai început Nu, mai mulți ani am practicat, vreo 14. Iartă-mă, ok, deci 14. Tu ai zis că la 10 ani ai început să faci sport și doar de 8 ani ai diabet. De 8 ani am diabet, da. N-am calculat eu bine. Ok, și atunci, crezi că e o diferență? Tu cum simți, dacă faci o comparație, care este diferența pe care ai putut-o simți, resimți în perioada dinainte de diabet, respectiv perioada de după diabet? Nu pot spune că am simțit o diferență. Singura diferență e că trebuie să ai mai multă grijă de tine. Ce înseamnă să ai mai multă grijă de tine? Adică în momentul în care faci efort, trebuie să ai grijă după efort ce faci. Pentru că glicemia poate scădea foarte mult după efort. Când nu aveam diabet, nu aveam această grijă. Nu te interesa. Ai terminat antrenamentul, la o bere cu băieții, așa cum este normal. Și acum, de fapt, ce faci în mod concret? Ce înseamnă să ai grijă în mod concret? În mod concret, trebuie să, după ce termine efortul, să-ți iei o glicemie, un test, să vezi cum stai. Și cam din 2 în 2 ore mi-au glicemia în ziua în care fac sport. Pentru că glicemia scade foarte mult de la efort. Și când scade? Când scade, trebuie să mănânc ceva, mănânc zahăr, ceva dulce. Faptul că trebuie să-ți iei glicemia atât de des înseamnă că ai un aparat special care ți este la îndemână. Sigur, tot timpul îl port cu mine. Și în afară de asta, care este trusa pe care tu o porți întotdeauna după tine? Glucometru, aparatul de testare a glicemiei și insulină. Deci cum ar veni, iată, acestea sunt lucrurile din poșetuța celor care au diabet. Și niște plicuri de zahăr pentru orice eventualitate. Din punct de vedere psihologic, trecerea de la, nu știu cum să-i spun, perioada în care nu are cineva diabet, la perioada, iată, în care trebuie să aibă, să se împace cu această afecțiune. Cum se face trecerea aceasta? Depinde foarte mult de fiecare persoană și de vârsta la care este diagnosticat cu diabet. Pentru că există tipare psihologice foarte diferite în funcție de vârstă, în sensul în care dacă un copil este diagnosticat cu diabet, lui personal este mult mai ușor să accepte acest lucru. De ce? Pentru că nu vede implicațiile pe termen lung ale diagnosticului. Însă aici noi practic ar trebui să lucrăm la acceptarea diagnosticului cu părinții. Pe urmă, în adolescență, iarăși este problematic pentru că e perioada aceea în care dorim să fim la fel ca și ceilalți, ne facem mulți prieteni, iar ideea de a avea diabet poate să fie, sunt altfel decât ceilalți, trebuie să fac mai multe lucruri și atunci este ceva mai greu să se adapteze. Când este adult, iarăși poate să fie problemă pentru că poate vrea să-și întemeieze o familie și se gândește nu o să pot să-mi întemeieze o familie sau îmi va fi mai greu sau începe să lucreze undeva și atunci trebuie să comaseze practic managementul diabetului cu un job.
Așa. Dar depinde foarte mult de fiecare persoană și în cele din urmă tot se acceptă diagnosticul, pentru că nu avem ce face. Impactul este foarte mare. Poate persoana respectivă poate să fie ușor depresivă, dar aceste lucruri trec odată ce se obișnuiește cu diagnosticul și odată ce capătă mult mai multe informații despre diabet. Că practic ăsta e secretul, ăsta ne ajută. Care sunt motivele pentru care poate de fapt să intervină diabetul la o vârstă mai, nu știu, avansată? Vorbim, hai să luăm așa două mari categorii despre care știm, poate greșesc. Una ar fi pe baza, nu știu, dulcelui exagerat, poate, alta pe baza stresului. Nu știu, poate explici tu mai clar care sigur. Sunt. Deci, practic există trei tipuri mari de diabet. Este diabetul de tip 1, tipul 2 și diabetul gestațional. Toate trei au tipare diferite. Și dacă spunem, facem o comparație între diabetul de tip 1 și 2, ce se aseamănă cel mai mult la ele este numele. Pentru că tiparul de diagnostic este altul, în cazul diabetului de tip 1, la ce spuneai tu cu zahărul, este mai tipic într-adevăr la diabetul de tip 2, care apare la o vârstă ceva mai înaintată și se datorează nu doar am mâncat prea mult dulce și atunci fac diabet. Este sedentarismul, alimentația nesănătoasă și stresul. Toate acestea comasate. Nu putem spune că un singur aspect duce la diagnosticul de diabet. Și, din păcate, acum din ce în ce mai mulți tineri, copii chiar, fac diabet de tip 2. Tocmai datorită sedentarismului și stilului de viață. Și voi încurajați pe toată lumea să facă sport, pentru că iată cât este de important să nu fii sedentar, să nu stai, cum să zic, să stai de alela, domne. Eu oricum nu înțeleg fenomenul ăsta, deci cum poți să stai și să nu faci nimic? Mie mi se pare un concept greu de înțeles, dar mă rog. Îi impulsiona să se înscrie în echipe sportive, la școală, în afara școlii, să intre în campionate, poate chiar, nu? Sigur, asta încercăm să sugerăm, să se facă activitate fizică și nu doar la cei care au diabet. Se poate face și la ceilalți, tocmai pentru prevenția diabetului. Astăzi e vineri. Astăzi au loc testările sau pregătirile sportivilor pentru meci. Hai să aflăm mai multe detalii. De fapt, că pe tine te-a luat Cristina așa un pic mai repede. Da. I-ai lăsat pe colegii tăi în cabinet acolo. Și pentru ce? De fapt, aceste pregătiri sunt altfel față de celelalte echipe? Nu. Sunt normale ca la orice echipe. Ne pregătim la fel. Așa. Doar că probabil în pauze ne luăm glicemia, să vedem cum stăm cu zahărul din sânge. Atât. Îmi place ce prea, el așa zice, da, e normal. Dar vezi, în viziunea multora există semnul ăsta de întrebare. Cum să fii chiar la fel, chiar la fel ca ceilalți dacă ai diabet? Adică trebuie să tot îți iei acolo glicemia. Trebuie să cumva să te stresezi, să nu cumva să uiți, să nu cumva să mănânci nu știu cum, să nu... Știi, dar de fapt pentru voi cred că este deja un lucru atât de... Sigur, îți intră în reflex, n-ai ce să faci. Și eu la fel, înainte să am diabet, nu știam nimic despre boala asta. Și când am avut-o, mi-a fost greu 2-3 luni, nu ai ce să faci, trebuie să te obișnuiești. Sunt... Pentru că mai avem doar un minut din această emisiune, nu-mi dau seama că am trecut așa repede. Spune-mi, te rog, programul la meci, unde putem să venim să vă vedem? Mâine la ora 10. 10 la sala Horea Demian. Da. Deci mâine la Horea Demian neapărat să veniți să-i vedeți pe băieții ăștia foarte simpatici de la Dia Euro. Meci de la ora 10 dimineața și dacă vreți să stați de vorbă cu ei pentru, eu știu, diverse alte chestii, luați autografe, faceți poze, ei vor fi disponibili, cred că după meci. Succes să fie! Mulțumim! Ne întâlnim, astăzi e vineri, nu ne mai întâlnim mâine. Săptămâna viitoare ne întâlnim, dar ne auzim astăzi de la ora 10 la Napoca FM. Toate bune!